În perioada 1-3 septembrie 2021, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara a organizat pentru colaboratorii Biroului pentru Pastorația Familiilor și a Adulților, Centrul Diocezan de Tineret și Biroul Media o călătorie cu caracter practic, schimb de experiență și ocazie de muncă în echipă, toți participanții pornind împreună pentru a contribui la planificarea noului an pastoral 2021-2022. Prima oprire a avut loc la Alba Iulia, unde ne-a primit cu mare căldură excelența sa, dr. Gheorghe Covaci, arhiepiscop de Alba Iulia. Ne-a prezentat pe scurt arhiepiscopia, după care a urmat vizita Catedralei Romano-Catolice Sfântul Mihail. Curta vizită la Alba Iulia s-a încheiat la Seminarul Teologic Romano-Catolic, unde preoții din grup au împărtășit câteva amintiri din timpul studiului la seminar. Seara, cu toții am ajuns la Târgu Mureș, la parohia Sfânta Familie, unde Părintele Senega Tuișfean, paroh și responsabil pentru pastorația familiilor în arhidieceza de Alba Iulia, care a vorbit despre o temă comună a celor două dieceze, pastorația familiilor. Toată seara s-a dedicat pentru pastorația familiilor, unde Părintele Senega a vorbit despre cum lucrează ei în dieceză, după care citimul nostru, responsabil pentru familii, a prezentat activitatea lor în dieceza noastră. Obosiți, dar cu ardoare de a continua și cea de-a doua zi a excursiei noastre, realizată de Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, organizată pentru colaboratorii Biroului pentru Pastorația Familiilor și Adulților, Centrul Diocezan de Tineret și Biroul Media, o călătorie cu caracter practic, schimb de experiență și ocazie de muncă în echipă, ne-am continuat periplul prin Cluj. Primul popas, făcut în cea de doua zi, a călătoriei noastre a fost la Cluj-Napoca. La Cluj-Napoca, unde am ajuns în prima jumătate a zilei pentru a ne îmbogăți cunoștințele. Am ajuns apoi la editura romano-catolică Verbum, care tipărește ziarul săptămânal, Moșarmă, revista lunară, Creștin Som și diferite cărți. După masă am vizitat Mănăstirea Franciscanilor din Cluj-Napoca pentru a ne ajuta și a ne îmbogăți cu experiențele lor, cu tinerii, cu studenții, cu operele caritative. După aceasta i-am vizitat pe confrații greco-catolici, unde am fost primiți cu brațele deschise și cu inimi pline de iubire. Excelența sa, Claudiu Pop, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, ne-a prezentat eparhia și a vorbit despre capela Sfântul Iosif, unde ne-am adunat cu toții. După aceasta a urmat un schimb de experiență pe trei grupe, pastorația familiilor, pastorația tineretului și mass media. Toate cele trei grupe au lucrat și s-au gândit împreună cum s-ar putea acționa mai bine, mai eficient în dieceză, în eparhie. Întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune comună prin care toți cei prezenți
au adus mulțumire Duhului Sfânt pentru munca în comun.